Bine v-am găsit! Acest videoclip este făcut de pe Android. Motivația este pentru că de azi dimineață, de la ora 3 dimineață, a fost piratat canalul meu. Contul meu de Google nu există. Hackerul nu este un amator, pentru că a schimbat propriu-zis email recovery, numărul de telefon, a schimbat și codul de verificare cu doi pași, deci în atenția tuturor. Nu știu dacă voi recupera acest Google account, face ca să am puțin noroc pentru că aveam un al doilea email ca management pe Astrovedic, pentru că numai așa pot să intru până îl va descoperi pe acest canal să pot să pun acest videoclip și sper să fie posibil. Deci, este într-un moment în care e aberant să ceri să ți se dea identitatea înapoi printr-o formă pe care tu trebuie să o completezi prin YouTube. Și de ce spun aberant? Pentru că acea formă trebuie să o completezi în momentul în care ești în contul tău de YouTube, în brandul tău. Ceea ce mi se pare destul de aberant în momentul în care tu nici măcar nu poți să faci login. Deci, voi veni cu feedback până diseară. Să vedem ce se întâmplă, ce se poate întâmpla, dacă va fi recuperat contul respectiv. Voi da toate detaliile posibile online pentru a vedea și ultimul email pe care l-am avut era în germană. Deci, nu am de unde să știu ce se întâmplă, nu sunt un expert în IT, dar atât cât știu, pot să mă folosesc de informația respectivă pentru a încerca să recuperez acest cont Google. Și pentru toată lumea, orice cont Google îl aveți cu contactele voastre, bancă, AdSense, poate website, tot ce doriți voi să puneți pe acel Google account, să știți că în momentul în care este piratat, totul trebuie luat în seamă. Absolut totul. Și încercați pe cât posibil să nu vă puneți direct pe mobil să plătiți orice prin scanning. Pentru că odată ce este contactat cu Gmail account, are tot accesul. Și asta am aflat-o acum, recent, printr-un telefon la poliție. Deci, nu pot posta. Dacă voi posta, va fi pe Astrovedic. Nu știu ce se va întâmpla până diseară. Poate Dumnezeu îmi dă mai mult noroc să mă ajute să îmi iau înapoi canalul Tarot Lovers, să am acces la Google account, care pur și simplu nu mai am. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Știu, nu este o metodă propice de a fi acum în fața voastră, dar uneori am motivele mele, pentru că eu sunt un tip de persoană care nu stă niciodată nici să se macheze, nici să facă cu totul altceva. Eu pur și simplu sunt un om simplu. Și uneori este frustrant, poate, imaginile pe care le vedeți sau felul în care credeți că ar trebui să fie. De aceea prefer să învățați fie astrologie, fie tarot, în modul în care aș putea să vă învăț. Bineînțeles, aștept comentariile voastre. Da, recunosc, este stresant. Sper să se rezolve. Dacă nu se rezolvă, asta e. Mergem înainte. Să vedem măcar dacă putem să recuperăm Astrovedic
Faptul este că în momentul în care deja începi un canal, ți se dă posibilitatea să atașezi un al doilea canal și este pe același cont. Vom vedea. Deci, eu să știți că rămân zâmbind, știu că există acolo undeva sus o protecție, Dumnezeu ne ajută și dacă eventual nu există șansa de a recupera, asta e, poate că este un semn de la Dumnezeu și începem cu totul altceva. Deci, eu vă aștept cu mare drag, sunt aici. Știu că nu e ușor să încep din nou de la zero, dar dacă sunteți alături de mine, cu siguranță se împlinește totul. Deci, numai bine, vă mulțumesc, la revedere și ne auzim!